Consilierii locali Câmpul aleși în urma votului din 27 septembrie, au fost astăzi confirmați de judecătoria Câmpulung. Potrivit hotărârii, componența Consiliului Local Câmpulung pentru viitorii patru ani este următoarea. Ionescu Andreea, Țurțulea Constantin, Hagi Alexandru Nicolae, Marcu Ioana, Vlădău Adrian, Ciobănică Silviu și Belu Daniel Marius, propuși pe lista Alianței USR+. Țăroiu Ioan Liviu, Ivan Constantin, Manea Mirabela Mihaela, Blidaru Mărgărin Șerban și Neculăescu Ciprian Mihai, propuși pe lista Partidului Social Democrat. Zaharia Nicolae, State Ionel, Dumitrescu Anca Florentina și Crețu Constantin Cristinel, propuși pe lista Partidului Național Liberal. Mira Dorin, Șain Dumitru Dănuț și Dumitrașcu Dan Octavian, propuși pe lista POL. În aceeași ședință au fost invalidate mandatele pentru funcția de consilier local ale Elenei Rasconi de la Alianța USR Plus și a candidaților Coțofană Vasile Marius, Alianța USR Plus, Ionescu Lucian Mihai și David Bogdan Angelin, PNR și Cățoiu Claudiu Constantin Pol, prin renunțare la mandatul de consilier local. Decizia a fost comunicată de îndată prefectului și secretariatului general al primăriei municipiului Câmpulung, dar și persoanelor invalidate. Dacă vor exista nemulțumiri, se va putea face apel la judecătoria Câmpulung în termen de 3 zile de la comunicare de către cei interesați.